O bună seara de la jocul minigame, îi spunem noi, la Survivor România și este prima dată în acest sezon când jucăm acest joc. Din nou profităm de magia nopții dominicane și vrem să ne simțim bine chiar dacă avem și o miză, iar înfruntările vor avea desigur intensitatea cu care v-am obișnuit la Survivor. Minigame, cum spuneam, dar înainte de a începe să discutăm cu faimoșii sau cu războinicii, vreau să o invit pe Roxana Nemes și pe banca faimoșilor! Bine ai venit, Roxana! Mulțumesc, Dan! Bună seara! Te-ai alăturat, iată, băncii faimoșilor. Cum te simți? Mă simt mai bine. Țin în continuare dieta și tratamentul pe care trebuie să-l fac. O să repet analizele și sper din suflet să fiu în regulă, să pot să mă întorc să joc la toate jocurile. Te primim cu un minigame. Am observat, mulțumesc! Dar sunt numai puțin curioasă. Intens! Va fi o miză și vă veți confrunta ca de obicei cu războinici. Și entuziasmată. Zici că sunt la primul joc. Nu știu cum să am un sentiment așa. Sunt foarte curioasă și entuziasmată. Mulțumesc, Roxana. Mulțumesc și eu. Cătălin, avem un mini-game. Dar nu-l facem mai mic decât altele de până acum. Dane, vrem recompensa. Mi-e foarte foame. M-am gândit la pastele pe care le-au câștigat războinicii și vreau să mănânc, că nu mai pot, la modul cel mai serios. Deci sunt rupt în două de foame și vreau să câștigăm acest minigame. Nu vreau să mă distrez, vreau să câștig. Bun. Mulțumesc, Cătălin. Are și o parte de distracție jocul din această seară. Războinicilor, bună seara și vouă. Melina, starea de spirit înainte de o confruntare de proporții epice, chiar dacă e mini. Starea de spirit este foarte bună pentru că ne-am bucurat, am câștigat recompensa. E jocul de recompensă și ne-am bucurat niște paste extraordinare. Nu vreau să vă mai țin, este vorba despre un minigame, așa cum spuneam. Veți fi de o parte și de alta a mesei care se află acolo și va trebui, la un anume moment, care este aleator, se declanșează un mecanism și de acolo iese un băț pe care va trebui să-l prindeți. Cel care îl prinde primul, evident, este cel care câștigă punctul. Vom juca până la 7. Foarte, foarte important, aveți acolo un spațiu prevăzut, e un pătrat de culoare albă. Ambele mâini, stânga-dreapta, trebuie poziționate clar acolo și așteptați până se eliberează, până se declanșează bățul și abia apoi vă luptați în aer. E vorba de coordonare, de rapiditate, de mind games, nu, de telepatie. Tot arsenalul scoateți la iveală, însă mâinile trebuie ținute acolo pe pătratul alb. Da? În această seară, punctul se va tranșa în două runde. Cine câștigă două runde, aduce punctul. Sunteți pregătiți să aflați recompensa pentru care luptați? Hai cu trei! Hai că o lungim pe asta, o lungim. De la cât? De la doi. Ok. 2,5, 2, 1 și 3 cornuri cu vanilie pentru fiecare membru al echipei care câștigă minigame. 3, 1, 2, 3. 3 cornuri cu vanilie pentru fiecare membru al echipei câștigătoare al minigame-ului nostru. Hai, 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 gură. Poate rămâi serios aici. Poate rămâi serios. Deci, dragilor, vă garantez, sunt delicioase și merită să vă luptați la minigame la culiță. Vă cred pe cuvânt, am văzut. Băieții, fetele, merită. Să înceapă primul minigame de la Survivor România și începem cu perechea feminină, formată din Ana, de la faimoși, și Cindy, de la războinici. Hai, Cindy! Cindy! Cindy, acum e! Cindy, acum e! Cindy! Capoeira! Fetelor, sunteți gata? Haide! Ana, Cindy? Da! Și punctul merge la Ana! Au sărit ambele fete! Extrem, extrem de artistic, ambele fete și iată! Bravo!
Hai, Ana! Avantaj, Ana! Ana, începem runda a doua. Ana, Cindy, primul duel la minigame. Avantaj, Cindy, avem egalitate, rundă decisivă. Sari mai mult, Ana, da? Hai, Ana, hai, Ana! Egal avantaj, Ana, Cindy. Urmează runda decisivă, e 0-0. Cade la sol, se repetă, se reia confruntarea. Final incert, se reia confruntarea. Iată, s-au lovit. Din greșeală, bățul a lovit-o acolo pe Ana. Bățul! Am o glumă, vreau să o fac, nu mai pot! Din nou! Ana, Cindy, egal avantaj, runda decisivă. Hai! Pregătită să prindă bățul. Pregătite ambele fete. Iată, la înălțime însă. Cea care capturează bățul este Cindy înaintea Anei. Punctul merge la războinici. 1-0 pentru războinici. Egal avantaj, Ana, Cindy. Punctul merge la războinici. A doua pereche este formată din Guliță de la Faimoși. Hai, Guliță! Și Starlin de la războinici. Oh, cine sunt? Sunteți pregătiți, băieții, pentru minigame, Guliță? Primul care lovește este Culiță, însă se reia runda. Nu vă pierdeți concentrarea, mâinile, Culiță, mai aproape de tine. Și nu față în față, îl prinde prima dată, Culiță, iată, avantaj, Culiță. Capturează primul înaintea lui Starlin. Bățul, mai avem o rundă pentru a atribui punctul unuia dintre ei. Iată, Culiță, iată, avantaj, Culiță! Mai avem o rundă pentru a atribui punctul unuia dintre ei. Culiță sau Starlin? Starlin! Și să-l captureze, Starlin. Egal avantaj, avem egal avantaj. Și avem rundă decisivă. Hai, Starlin, și între Culiță și Starlin. Bravo! Concentrare. Perfect, mâinile sunt împătrate acolo. Și prinde primul, Culiță! Aduce punctul Faimoșilor! Avem egalitate! 1-1 între Faimoși și războinici în primul minigame de la Survivor România 2021. Bravo, băi!
Ne pregătim pentru următoarea confruntare, care va fi între Jador de la Faimos și Albert de la Războinici. Sunteți pregătiți, băieți? Jador? Albert? Eu sunt. Hai, bine. M-am născut. Unu, unu. Hai, Jador! Și... concentrați amândoi! Cel care prinde și sare este Albert înaintea lui Jador. Avantaj, Albert! În confruntarea lui cu Jador. Joc al concentrării. Încep, băieții, runda a doua. Iuțeală de mână, coordonare. Mâna jos. Prea sus, uite. Și iată, prind amândoi în același timp. Da, amândoi, da. Avem remiză. Remiză, băi, remiză. Avantaj Albert. Confruntarea cu Jador. Au avut remiză, băieții. Și din nou sare acolo. Sare și Jador. Se lovește acolo, Albert. Stai că Dumnezeu are ceva cu piciorul meu să mă arăt. Ce-ai pățit? I-a venit în necă. Mamă, l-ai accidentat și pe ăsta. Vezi? Nu, sunt obișnuit să dau cu ciocanul în față, dacă mă înțelege. Hai că nu nimic, nu nimic. Se poate. Și capturează acolo și acolo. Egal avantaj, stai ușor. Extrem de concentrați și Jador și Albert acolo. Hai, Jador. Sara amândoi și capturează primul Jador înaintea lui Albert. Aduce punctul pentru Faimoși. 2-1 pentru Faimoși. Punct adus de Jador. Jador. Jador, Jador, ai grijă cu piciorul ăla. Dați-mi pace să-l fac rapidă. Gravidul, vă las pe toți! Este bun, băie! Este bun, băie! Scorul este de 2-1 pentru Faimoși în confruntarea lor cu Războinicii în minigame-ul nostru din această seară. Următoarea pereche de concurenți, Elena de la Faimoși, Melina de la Războinici. Elena o are în față pe Melina. Concentrate, fetele! Sunt pe vârfuri amândouă. Masa este hexagonală acolo și amândouă sunt atente. Deschizătura care va elibera bățul. Sara acolo, amândouă. Prima care îl capturează este Elena. Avantaj, Elena! Fetele acolo, se balansează Melina de pe un picior pe altul, se privesc în ochi extrem de intens, concentrate ambele fete. Tot Elena este cea care capturează înaintea Melinei, punctul merge la Faimoși. Scorul devine 3-1 pentru Faimoși, iată un dans al victoriei. Dansatoarea, coregrafa Elena Marin, iată, oferă un regal, un bonus. Și Melina a luptat frumos, e la rândul ei dansatoare, coregrafă și desigur puterea.
eram da, super concentrat acolo. Și dacă te-ai văzut în postea, nu știu ce. Da, da, uite aici, plie și sus. Da, scorul de 3 la 1 pentru faimoși. Următorul duel la minigame-ul din această seară se dă între Cătălin Moroșanu de la faimoși și Andrei de la Războini. Pregătiți? Pac, pac. Cătălin, pregătit? Andrei, pregătit? Îi privesc în același timp. Primul care prinde acolo iute a fost Andrei înaintea lui Cătălin. Avantaj, Andrei. Amândoi luptători cu ștate vei, Cătălin Moroșanu, dar și Andrei. Foarte important să știe să aștepte. Din nou distanța, ritmul și citirea intenției. Mai ales citirea intenției. Sare acolo Andrei și îl capturează înaintea lui Cătălin. Punctul merge la războinici, punct adus de Andrei. 3 la 2 pentru faimoși. Următorul duel se va da între Sebastian de la faimoși și Sorin de la războinici. Am ghicit. Și Sebastian și Sorin sunt pregătiți acolo, un duel al fotbaliștilor de la Survivor România. Pregătiți amândoi? E 0-0. Hai, fotbaliști, drag. Și 3-2 la general, pentru faimoși. Sar amândoi acolo, contra timp a fost Sebastian, a prins Sorin. Ce să-i faci, bă? Bățul, avantaj, Sorin. Asta este hexagonal acolo și e un cadru rotund pe care stă dispozitivul care eliberează bățul. Jador explică un pic cam cum se întâmplă treaba. Că poate n-a înțeles. Poate nu s-a înțeles. Băieții, pregătiți pentru a doua rundă? Da. Orice moment poate să ieși și sare acolo, spectaculos, Sebastian. Prinde bățul înainte lui Sorin. Egal avantaj. Sebastian, Sorin, avem rundă decisivă. Runda decisivă la scorul de 3-2 la general pentru faimoși. Sebastian și Sorin dispută această rundă. Concentrarea este la cote maxime, nu știu niciunul când se va elibera bățul, când va sări între ei. Îți place bătul, Sorine? Recunoști? Sorine, te puteți! Amândoi, amândoi! Iată, primul care îl capturează este Sebastian acolo! Ce săritură a făcut Sebastian! A sărit acolo și Sorin! 4 la 2 pentru faimoși, punct adus de Sebastian. Explozie de bucurie. Și pentru Sebastian, iată, pentru că într-adevăr începuse Sorin cu avantaj, dar a reușit să egaleze Sebastian și să aducă punctul la faimoși. Pentru tine, pentru privirea aia, da. Stai treabă cu el de seară. Următorul duel de la minigame consemnează revenirea în arena Roxanei Nemeș. Hai, Roxana! I se opune Maria de la războinici. De la început ai știut, da? Băi, eu mă întrebam cu cine joc. Vedem acum. Ai emoții. Hai, hai lângă mie să văd cât ești de... Da, de știu. O, jată și mă. Cum zic, domnul? E mai înalt, e mai înalt. Lumea. Că, 5 metri. Se sare mai mult.
Pregătite ambele fete, 4-2 pentru faimoși. Mâinile pe pătratul alb, Roxana. Maria e deja pregătită acolo. Primește ultimele indicații de la Sebastian, care a adus punctul pentru faimoși. Da, da. Un duel al nervilor, în primul rând, un duel mental. Se privesc cele două fete acolo. Pregătite ambele fete acolo, concentrate, și Maria și Roxana. 4-2 pentru faimoși. Să se întindă. Iată, prima care o face este Maria, înaintea Roxanei. Avantaj Maria. Jador, da. E important să-i dai sfat. Nu s-o deconcentrezi. Nu, că chiar mi-a dat sfat, da. Avantaj Maria. Urmează runda a doua. Poate fi runda decisivă dacă este din nou avantaj Maria. Unde sau Roxana poate să aducă egal avantaj. Ai băut prea mult vin, pregătite ambele fete. Ai băut prea mult vin, nu mai vezi. Ai băut vin. Ambele fete se privesc în ochi, iată. Indecisă. Ambele au atins acolo. N-au reușit să prindă. Avantaj Maria, din nou runda dintre Roxana și Maria la scorul de 4-2 pentru faimoși. Din nou a atins acolo Maria înaintea Roxanei, însă n-a reușit să captureze acest băț. Ordare la maximum, ambele fete sunt concentrate. Poziția genunchilor. Maria este orientată spre masă, Roxana este înălțată pe vârfuri acolo. Pregătite amândouă și sară amândouă. Prinde prima Maria înaintea Roxanei. Punctul merge la războinici. Scorul devine 4-3 pentru faimoși. La scorul de 4-3 pentru faimoși se vor confrunta Cosmin de la faimoși și Marius de la războinici. Am avut duelul fotbaliștilor, am avut duelul luptătorilor de ring, urmează duelul practicanților de arte marțiale orientale. Karateka, acolo și în toriu, judoka la Marius. Vorbim de culiță cu mine, bro. Însă înfruntarea este despre viteza de reacție și despre coordonarea pe care o au cei doi. Referență de înălțime acolo, în favoarea lui Marius. Să vedem cum va compensa Cosmin. Pregătiți cei doi confidenți. Și iată, sare acolo Marius înaintea lui Cosmin. Amândoi sunt foarte atenți, 4-3 pentru faimoși. Marius îl privește pe Cosmin, Cosmin privește pe axa pe care va sări acolo. Sara amândoi, capturează Cosmin înaintea lui Marius, egal avantaj. Excelent acolo, a avut un croșeu acolo în aer, Cosmin. Avem rundă decisivă. Egal avantaj, Cosmin, Marius, 4-3 pentru faimoși. Concurenții sunt concentrați, din nou Marius privește pe Cosmin, Cosmin privește într-un punct pe axa pe care se va elibera acest băț. Mecanism ascuns, sar amândoi și cel care îl capturează este Marius înaintea lui Cosmin. Scorul devine 4-4, avem egalitate în această seară între faimoși și războinici. Minigame. La scorul de 4-4 între faimoși și războinici, jocul nostru de minigame marchează primul duel mixt. Zani de la faimoși și Cindy de la războinici. Nu te cred! Cindy, Hai, că e...
Ești mai cu presiune pe tine. Bă, bă, Zani, ai grijă, te rog. 4 la 4. Dă-o jos. Oare? Cindy, de aici, de aici, de aici. Nu ești la scandal. Zani și Cindy sunt pregătiți amândoi. Zani încearcă să o captureze cu privirea acolo pe Cindy. Cindy este foarte atentă. Prinde primul Zani. Bățul, iată, avantaj pentru faimoși adus de Zani. Pregătiți, Cindy? Zani? Și sare acolo din nou Zani, aproape ajunsese pe partea lui Cindy de masă. Sare o, o detentă extraordinară, 5 la 4 pentru faimoși. Următoarea pereche, culiță de la faimoși și Andrei, de la Războinici. Nu mai facă. Hai, auzi? Hai, Andrei! Hai. Și iată că este un preambul al jocului acolo. Joacă dacă ai. Câștigă culiță. Însă este doar jocul pregătitor. Mâinile, culiță, în pătratul alb. La fel și Andrei. Pregătiți băieții acolo, e 5-4 pentru faimoși. Sunt de aceeași înălțime. E mai înalt culiță acolo și se va înălța atunci când va fi eliberat bățul de mecanism. Și iată, prinde acolo Andrei înaintea lui culiță. Ce viteză de reacție, avantaj Andrei. Pregătiți acolo o culiță, nu le stricăm concentrarea. Ambele bănci, faimoși și războinicii. Alo, nevastă mea de la Brăila? Cresc că amândoi într-un... Imediat, vi-l dau imediat pe culiță. Culiță, ea vorbește cu nevasta de la Brăila. Pregătite... Ambele minți, iată. Capturează primul culiță! Avem rundă decisivă la scorul de 5 la 4. Fără aroganță, fără aroganță, până nu câștig punctul. Hai, hai, culiță, hai! Acolo, amic. La 4 pentru faimoși. Ambi au mâinile pe masă, pe un pătrat alb desenat acolo. Pregătiți culiță înaintea lui Andrei. Beneficiază de alonja extraordinară pe care are. A fost rapid Andrei, însă culița a capturat înaintea lui. 6 la 4 pentru faimoși. M-a sunat, mă, nevastă mea de la Brăila. I-ai răspuns? Da, mă, da. Ce zici? Zici că-i dor de tine. Aia nu, să nu-ți mai spargi nasul. Aia. Bine, vreau că l-ai luat și l-ai pus așa, știi, și te uita. Aia, aia m-a plăcut. Aia, de-aia s-a rugat. Alo? Alo? Nevastă-mea de la Brăila? Alo? Ce faci în bunea? Ce să fac bine la Survivor? Ești bine? Da, da. Vi să ne mai vedeți și poate fi punctul decisiv dacă este adus de Ana pentru faimoși sau Albert poate să-i țină pe războinici în joc. Stau pe cuvântul meu că te bat. Avem un alt duel mixt al serii, minigame-ul nostru. Ana pregătită, Albert pregătit, amândoi cu genunchii flexați acolo. Să spui că n-ai baterie. Prima rundă a confruntării din trei. Sara amândoi reușește să captureze primul Albert. Fii atent, Ana. Avantaj Albert la scorul de 6 la 4 pentru faimoși. Ai sărit prea târziu, Ana.
Pregătiți amândoi și Ana și Albert, al doilea duel mixt al serii. Flexate picioarele. Dino capturează acolo Albert înaintea Anei. Fair play, dă mâna cu Ana, însă duce punctul Albert la războinici. 6 la 5 pentru faimoși. Săream pe tine și nu știu. Duce punctul Albert la războinici. 6 la 5 pentru faimoși. Poate fi punctul decisiv dacă este adus de Cătălin Moroșanu sau Sorin poate să-i țină pe războinici în joc. Hai, Cătălin! Hai, Cătălin! Hai, Cătălin! Unde-i Cătălin Moroșanu? Hai să ne ținem în joc! Bă, ne-au surpriză, Sorin! Pregătiți amândoi, și Moroșanu și Sorin. Cei doi... Primul sare, se întinde de tentă bună, Sorin capturează bățul, este avantaj, Sorin. Avem avantaj, Sorin, scorul este 6 la 5 pentru faimoși. Sara amândoi, capturează primul Sorin înaintea lui Moroșanu și aduce din nou egalitate. 6 la 6 între faimoși și războinici. Tu și eu a la fiesta, tu și eu, toda la noche, tu și eu a la fiesta. Haide! Bravo! La 6 este scorul confruntării dintre faimoși și războinici la minigame-ul din această seară. Și ultimul punct va fi tranșat de Elena de la faimoși și Melina de la războinici. Elena! 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 Miza minigame-ului este una extrem de dulce. 3 cornuri cu vanilie pentru fiecare membru al echipei care va câștiga în această seară. Primul minigame al sezonului al doilea de la Survivor România. Pregătite amândouă, Elena o privește pe Melina. Sara amândouă prinde prima Elena înaintea Melinei, avantaj. Elena, foarte bună detenta Melinei acolo, însă a fost mai iute Elena. Elena, pregătită, și Melina într-o ușoară fandare acolo. La Melina, pregătită amândouă. Sara amândouă! Prinde! Melina, egal avantaj! Iată ce punct disputat acolo, 6 la 6. Sorin îi dă ultime indicații Melinei. Vine și Jador să-i spună ceva Elenei. Pregătite ambele fete. Meli, ai văzut? Vezi că și prima oară a fost foarte bine, dar n-ai prins-o tu ca lui. Pregătite, concentrate, atente. Egal avantaj, punctul decisiv, runda decisivă. Melina, uite-te aici, iubi. România, sezonul al doilea, e câștigat de războinici în urma unui punct extrem de disputat, 6 la 6. Scor final 7 la 6 pentru războinici. Primul minigame de la Survivor a fost câștigat de războinici la scorul de 7 la 6 pentru aceștia. Războinicilor, vă veți bucura de premiul pe care l-ați câștigat?
Faimoșilor, merge pe insula voastră. Acesta a fost minigame-ul serii. Ne revedem la următorul joc la Survivor România. O seară liniștită tuturor! Mama, bă, hai că am început săptămâna bine. Ce minte, zahărul ăsta? Dar că eram în român, acasă? De cornulețele, de pișturile acolo. Da, și mâncamul ăsta nu era... Da, avea gustul. Da. Că se termină ăsta, bă. Și mi-a venit acum, a intrat la primul joc și mai dat la zi, da? Eu cred că astăzi a fost o început de săptămână bună și hai să păstrăm tradiția de astăzi. Hai să fie necunoscut Dumnezeu. Fii cu noi mâine. În următorul meci. Amin. Amin. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.